Două apeluri de proiecte deschise prin Planul Național de Redresare și Reziliență le dă oportunitatea unităților de învățământ să acceseze fonduri europene. Școlile pot depune proiecte pentru dotarea sălilor de clase cu mobilier nou, dar și pentru înființarea unor laboratoare necesare elevilor. Școlile din județul Mehedinți au primit la început de an oportunitatea de a depune proiecte pentru finanțare europeană. Este vorba despre obținerea de fonduri europene prin intermediul programului de redresare și reziliență. Unitățile de învățământ ar putea dota sălile de clasă cu mobilier nou pentru ca elevii să învețe într-un spațiu primitor și confortabil pentru ei. Școala pe care eu astăzi o reprezint, Colegiul Național Pedagogic Ștefano Doblejar, funcționează în două schimburi, ceea ce îngreunează foarte mult calitatea actului instructiv educativ. Așadar, o deschidere pe o astfel de axă în ceea ce privește infrastructura școlară și mediul de învățare este extrem de importantă pentru elevii și, desigur, pentru beneficiarii indirecți, părinți și chiar cadrele didactice ale unității noastre școlare. Școala gimnazială Ieșelnița este o școală din mediul rural și discutând despre acest proiect ce urmează a fi implementat, vreau să vă spun că reprezintă un lucru foarte important pentru toate școlile, dar în special pentru școlile din mediul rural, pentru că în ultimii ani a fost prea puțin dotat. Școala noastră a beneficiat de-a lungul timpului de multiple finanțări prin cadrul programelor guvernamentale PNDL2, cât și pe POC-ul de finanțări în ceea ce privește dotarea cu laborator de informatică, tablete și table interactive. Necesitățile școlii gimnaziale Rizderna ar consta în mobilierul, care este destul de deteriorat și vechi, și am participat cu drag la invitația transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți în ceea ce privește lansarea apelului pe componenta C15 din PNRR, privind dotarea cu mobilier a unităților de învățământ. Proiectele se pot depune și prin intermediul primăriilor. Am mai avut un lot de dotări pe PNDL 2 în anii trecuți, dar în continuare, pentru ca un act educativ să fie de calitate, avem nevoie și de dotări în școli. Și aici vorbim de la mobilier, de la table electronice, de la lucruri care țin efectiv de munca pe care o desfășoară în școli. Vorbim aici de truse de lucru, bancuri de lucru, IT. Pe zona de, după cum știți, tablete pentru elevi și pentru profesori, laptopuri și proiectoare, noi, Primăria Turnu Severin, a reușit o performanță extraordinară să dotăm pe fonduri europene toate școlile din Drobeta Turnu Severin. Se pot obține finanțări foarte consistente pe diferite paliere, pentru dotarea cu mobilier a sălilor de clasă, pentru realizarea de laboratoare informatice atât în școli, în unitățile de învățământ, cât și în cele private, dar acreditate. Totodată se pot realiza ateliere pentru școlile, pentru liceele tehnice și sunt finanțări într-adevăr foarte consistente. Pot să se doteze toate școlile din județ cu mobilier, cu aparatură informatică, de asemenea inclusiv celelalte laboratoare din școli pot fi dotate, pentru că sunt școli unde chiar este nevoie, începând de la mobilier până la celelalte obiecte. Am încurajat directorii de școli, am încurajat primarii care astăzi au fost prezenți să facă tot posibilul, să identifice nevoile unei școli și să nu rateze această oportunitate de a accesa fonduri europene. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este luna martie anul acesta.